În fiecare an, pe 22 februarie, cercetașii din toată lumea sărbătoresc Ziua Mondială a Cercetașului. Pentru a onora această sărbătoare, cercetașii giurgiuveni au pus la punct mai multe activități recreative desfășurate în Parcul Alei din municipiu. Astăzi se împlinesc 157 de ani de când s-a născut fondatorul Mișcării Cercetășești, Lordul Baden-Powell, și totodată astăzi este Ziua Mondială a Cercetășii. Aflați de puțin sau de mai mult timp în organizația cercetașilor giurgiuveni, copiii spun că astfel de activități îi bine dispun și îi scot din rutina zilnică. De ce ai ales tu să fii cercetaș? Pentru că vreau să fiu un om mai bun și vreau să respect toată lumea, să o curăț, să fiu un om mai bun, pur și simplu. Ce-ți place ție cel mai mult dintre toate acțiunile pe care le-ați făcut până acum? Să știți că nu am o acțiune preferată, îmi plac toate. Pentru că este ceva foarte frumos să fii un cercetaș. Ce faci tu în cadrul acțiunilor? Ce activități întreprindeți voi? Noi ne distrăm foarte tare aici, mai ales că este o educație non-formală. Cercetășia este o metodă de educație non-formală care își propune dezvoltarea și educarea copiilor și a tinerilor din punct de vedere fizic, intelectual, social, spiritual și emoțional pentru a juca un rol activ în societate. La baza ei stă viziunea creării unei lumi mai bune și o metodă care cuprinde legea și promisiunea cercetașului, învățarea prin acțiune, munca în echipă, construirea unui cadru simbolic adecvat fiecărei ramuri de vârstă și cât mai multe activități în natură.